Postul Paștelui mai este cunoscut și ca postul mare, cel mai lung de peste an. De asemenea, este și cel mai aspru post. Însă dacă facem alegerile corecte din punct de vedere alimentar, putem să ne bucurăm din plin de alimentație. Astăzi ni se alătură cu sfaturi importante doamna nutriționist Mihaela Brebu din cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Bună ziua, mulțumim pentru prezență! Mulțumesc și eu pentru invitație. Bună ziua! Am citit un studiu în care se spunea că cel mai consumat aliment în post este pâinea, bineînțeles alături de ea și produsele de panificație, covrigii totodată. Sunt ele bune pentru organism? Da, studiul dumneavoastră surprinde într-un mod foarte corect comportamentul alimentar al omului obișnuit, care de cele mai multe ori alege să mănânce mai multă pâine în post și de cele mai multe ori pâine albă lipsită de fibre, da, taman de acele elemente care ne-ar putea fi benefice, dar mai mult decât atât este vorba și despre consumul crescut de gluten, care afectează, după părerea specialiștilor, foarte mare parte din populație. Deci nu ne referim doar la cele persoane care suferă de celiachie, ci și la multe alte persoane care habar nu au că sunt sensibile la gluten, lucru care se manifestă prin dureri musculare, dureri articulare, oboseală cronică, probleme digestive și le punem tot timpul pe seama oboselii, pe seama vârstei, pe seama vremii. Că, dar de fapt, niciodată... un factor ar fi și glutenul. Exact, exact. Doar că nu este un factor care să provoace reacții atât de evidente încât să te trimită la medic. Da? Și trăim poate chiar toată viața cu aceste simptome de care am putea scăpa dacă am limita consumul de produse de panificație. După părerea dumneavoastră, care ar fi cele mai bune asocieri de alimente în post și pe partea cealaltă care sunt cele mai nereușite? În post, cele mai reușite asocieri de alimente, după părerea mea și nu numai, ar fi următoarele. Cereale integrale cu semințe, legume cu semințe, leguminoase cu legume. Și când spun leguminoase, spun mazăre, spun fasole, spun linte, spun năut, doar că, într-adevăr, sunt persoane care reacționează la consumul acestor alimente care produc balunare pentru mulți dintre noi. Există remedii. Se pot folosi la gătit tot felul de condimente, tot felul de semințe care preîntâmpină balonarea, așa nume. Dacă punem la gătit chimen, fenicul, anason, cimbru, atunci balonarea va fi mult mai redusă sau chiar va dispărea. Mai mult decât atât. Oamenii din popor știu că dacă fierb fasolea în mai multe ape, la fel, scade balonarea. Încă ceva care nu prea se știe, dacă, de exemplu, atunci când gătim fasole mazăre, punem 2-3 cartofi curățați întregi la fiert și îi scoatem din oală înainte ca ei să se dezintegreze, la fel balonarea va fi mult redusă pentru că substanțele care provoacă balonare vor fi absorbite de cartofi și în felul acesta scăpăm de ele. Și cele mai nereușite asocieri de alimente? Unele dintre cele mai nereușite asocieri în post sunt cele care aduc o încărcătură glicemică foarte mare mesei respective și asta se întâmplă atunci când asociăm orezul cu pâinea, cartofii cu pâinea, da? Și de cele mai multe ori s-ar putea să lipsească salata de la masă. Asta va pune foarte mare presiune pe pancreas ca urmare a creșterii glicemiei și e de evitat lucrul acesta. În post, cum înlocuim carnea, o sursă atât de importantă pentru proteine? Da, sunt multe variante cu care putem înlocui carnea. Avem foarte multe opțiuni la îndemână și dintre cele mai valoroase sunt din nou leguminoasele, da? Fasole, mazăre, linte, năut, cu condiția să le tolerăm sau să le gătim în așa fel încât să le tolerăm corespunzător. Mai mult decât atât, avem ciupercile, avem hrișca. Hrișca este un aliment cu adevărat miraculos, care are și o proteină de foarte bună calitate, care reglează și glicemia într-o câtva consumată constant o perioadă mai lungă de timp, scade și colesterolul. Eu mă străduiesc foarte mult să o promovez în rândul pacienților și în spital și în afară spitalului și feedback-ul este unul foarte, foarte pozitiv cu privire la ea. Carnea am înlocuit-o. Cu ce înlocuim dulciurile? Știm că și acestea sunt foarte consumate, sunt de asemenea o tentație în post. Da, dulciurile pot fi înlocuite cu fructe, da, și acestea mâncate cu măsură, dar 3-4 fructe într-o zi sunt foarte bine venite. Începe sezonul fructelor de pădure, acuș, acestea pot fi consumate și într-o cantitate mai mare, dar referindu-ne strict la post și la dulciurile pe care ar fi bine să le înlocuim, variante foarte sănătoase sunt reprezentate de
De exemplu, nuci, da, nuci sformate cu miere de albine. Punem miere de albine atât cât să formăm o peliculă care să îmbrace nucile și sunt un dulce foarte bun, foarte sănătos, mai ales dacă este consumat dimineața. La fel, dacă facem tahini, de exemplu, da, pasta aceea din Susan și punem un pic de zeamă de lămâie și un pic de miere și punem și un praf de roșcovă, da, am amestecat și am făcut un desert și chiar o variantă de mic dejun foarte, foarte sănătos și foarte valoros, da, pe care îl putem tartina. Putem tartina această pastă pe o felie de pâine integrală, de exemplu, da, dacă mai punem și câteva semințe peste și cu un lapte vegetal făcut în casă de preferat, da, și nu cel cumpărat, deci răspunsul se află pe etichetă, da, când eticheta conține foarte multe lucruri, deja știm că trebuie să ne gândim de două ori dacă cumpărăm sau nu acel produs. Laptele vegetal făcut în casă se face foarte repede, foarte ușor, se poate face din migdale, din caju, din nuci, din susan, din ovăz, da? Laptele vegetal din ovăz este un lapte extrem de simplu de obținut, extrem de ieftin și foarte valoros. Da, și pe lângă o felie cu pasta aceea din susan sau pe lângă o felie cu nucile acelea cu miere de albine, o cană de lapte din ovăz sau chiar și o cană de ceai simplu, este foarte binevenit pentru masa de dimineață. Ce efect are postul asupra sănătății? Studiile și multe studii și foarte consistente arată că postul se asociază cu o rată mult mai scăzută a dezvoltării bolilor cronice degenerative. Și când spun asta, mă refer la bolile cardiovasculare, la bolile digestive, mă refer la bolile metabolice și endocrine, da, cum este diabetul zaharat, cum este obezitatea, cum este osteoporoza. Când spun boli digestive, mă refer la reflux gastroesofagian, mă refer la ulcer, mă refer la constipație, mă refer la cancere gastrice și de sferă digestivă. Printre alte beneficii pe care le aduce postul, mai e și stimularea imunității, stimularea producerii de celule STEM, acele celule din care se diferențiază toate celelalte celule din corpul nostru. Neurogeneza are și ea loc ca urmare a perioadelor de post, un lucru de care în ultima vreme se vorbește din ce în ce mai mult. Până nu de mult se credea că nu mai are loc neurogeneza în corpul nostru, dar se pare că da. Mai e ceva foarte important cu care postul vine la pachet și anume stimularea precursorilor celulor beta pancreatice, acele celule responsabile de secreția insulinei, care în post par a fi regenerate și în timp duc la o reechilibrare pancreatică. Și pentru persoanele care sunt în zona de prediabet sau chiar la început diabetului, acest lucru poate face ca diabetul să remită. Alte studii susțin că un post de 24 de ore stimulează foarte mult activitatea celulară la nivel intestinal, în sensul în care crește foarte mult rata multiplicării celulare la acest nivel, ceea ce face ca celulele de la nivel intestinal să fie reînnoite cu o viteză mult mai mare, lucru care stimulează foarte mult și sistemul imunitar, pentru că mare parte din sistemul nostru imunitar se cantonează la nivel digestiv. Când se termină postul, cum facem ca trecerea la mesele îmbelșugate să fie un pic mai ușoară? Cu cumpătare. Nu vom imediat după noaptea de înviere, da, că toți suntem în postul Paștelui acum, venim și mâncăm de toate tot ce n-am mâncat în timpul postului, da, și din momentul ăla încolo, la fiecare masă, punem alimente de origine animală. Asta va încărca foarte tare tot sistemul nostru și digestiv și nu numai, și efectele nu vor întârzia să apară. Ca să evităm aceste efecte, de dorit ar fi ca mesele să conțină alimente de origine animală într-o cantitate mai redusă pentru început, da, și ponderea lor să crească progresiv, dar să nu uităm de prezența salatelor, de prezența legumelor pe lângă aceste alimente de origine animală. Chiar dacă s-a terminat postul, chiar dacă am reluat consumul tuturor alimentelor, bine ar fi să ne aducem aminte că postul de zi cu zi, și când spun postul de zi cu zi, mă refer la perioadele în care nu mâncăm, da? Și mai cu seamă mă refer la perioada de timp care trece între masa de seară și masa de dimineață din următoarea zi. Dacă este o perioadă suficient de lungă, da? Care să însumeze
12 ore minim, da? Poate 14 ore. Este dovedit științific că un astfel de post, o astfel de pauză digestivă este foarte benefică și aduce cu ea creșterea speranței de viață și sănătate pentru corpul nostru și asta ne dorim cu toții, să trăim mai mult și să fim mai sănătoși. Un sfat final pentru ascultători? Un sfat final pentru ascultători, n-am spus-o eu, a spus-o Plutar, dar mi-a plăcut foarte tare și dau mai departe. În loc de medicament, postește o zi. Vă mulțumim pentru aceste sfaturi. Mare drag. Stimați ascultători, a fost alături de noi doamna nutriționist Mihaela Brebu din cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vă reamintesc, pentru consultații puteți suna la unul din numerele de telefon 0232 241 271 sau 0730 230 030 sau puteți merge direct la Spitalul Providența în șoseaua Nicolina numărul 115, Nicolina 2, în cartierul Cug, în orașul Iași.